Ne state, ei dau cu machiala, dar noi ce facem? Pe mine așa de vreo două săptămâni mă osebează așa un gând să vă dau o mărire. Și tocmai ca coincidență ați venit cu greva asta. Și profiterorul nostru, adică din ce le dai lui mărire? Din ce scoți tu și cu Steven, că vă trimit la produs. Ai o singură libertate. Să-ți alegi singură parte. Atâta. Da? Angajatele și angajații mei, eu uite ce vă propun. Cum o să vă plătesc eu de acum înainte? Vă dau un fix pe lună, o sumă. Dă, să zice că trebuie să faceți mie X punte. Și vă dau leafa aia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că chiar dacă sunteți bolnavi, bolnavi într-o zi, sau poate că nu merge coțofana, nu trebuie să munciți în ziua aia. Recuperați și îmi faceți X-ul de punte la sfârșitul lui. Și ce trece de X-ul de punte, plătesc în plus. Fără comision și cu o singură condiție. Orice realitate, că matale ne respecti. Orice. Uite așa. Să vă cumpărați tot necesarul veții de la magazinul care vă zic eu. Și necesarul de profesie, far de ruje de buze, șapoane și tampoane, respectiv bețișoare și fluierașe, de la magazinul care le zic eu. Păi da, dar ce ne facem că noi avem combinatorii noștri? Vă faceți ce vă zic eu. Și la final, fiecare îmi garantați că mi-aduceți 500 de euro pe zi. Se pun și bonurile de masă? Se pune bonurile de masă, se pune toate valutile, toți fracii, toți terale, toate euroii, toți alea. Nu se pune alea valuta rusească și cu aia moldovenească. Nu că nu-mi place mie, adică nu-mi place mie, dar nu că nu-mi place, adică nu că e rubla sau e asta. Nu, băi, eu mă cacă ei. Ce ziceți? Știu o metodă care nu dă greș niciodată. Nu cred că banii dumneavoastră pot cumpăra tăcerea șatrei. Este o limită peste care nu se poate trece. Ce limită, bre? N-a promis tata că plătește amenda. Ce mai vreți? Vreți alți bani? Nu e vorba despre bani. Nu știu cum va reacționa lumea când va afla că regina a fost dusă pe centură să se prostitueze. Asta era. Dar noi în șatră nu s-a întâmplat așa ceva. Domnul Cristofor. Ce se întâmplă în familia mea, e răspunderea mea, nu e răspunderea la nimeni. Da? Eu nu mă amestec în viața voastră. Așa că vă rog frumos, nu vă amestecați în viața mea. Domn Lucian, noi suntem niște oameni simpli, legați de tradiție. Pentru noi, familie, nu e un simplu cuvânt. Are dreptate. De ce nu mă lași tu pe mine să-l aranjez? Auzi, bă? Tu fă mai puține prostii să n-avem șatra pe cap. Așa aranjamente vreau să faci. Da? Asta nu pot să le fac. Nu poți? Atunci va trebui să te împușc. Bine, o să pot. Dar dacă toți cei de aici nu o să vrem, ce o să se întâmple? Nimic. Vând afacere. Și pe retrag și eu, undeva în Tenerife, în Caraiburi, pe o limbă de nisip, sau pe orice insuliță cu șerpi. Și asta e tot. Cui? Lui Artan, albanezul. Nu, Totodată vreau așa, sărna nenesta. Hai! Sărna nenesta! Hai!
seamă. Hai, acum că ne-am făcat, duceți-vă acasă. Adică la muncă duceți-vă. Hai, nu ne mai pupăm. Că iară suntem în relație de patron angajat. Ha? Menodoro, hai! Ce s-a întâmplat? Un nenorocit. Ai avut dreptate. N-a avut niciun sens să vorbesc cu el. Tu ce ai făcut? Ai dus și l-ai tras la răspundere? Am fost cât se poate de diplomat, dar nu se poate vorbi cu el. Eu sper doar să nu-i fi făcut și mai mult rău reginei. Dar nu o să-și omoare fetița. A crescut-o de mică. Eu nu cred că e un criminal. Auzi, dar ce-ar fi dacă am vorbit cu Cosmin? Băiatul de Lucian? Da. Era lângă el, n-a zis nimic. E normal că n-a zis nimic. Că nu vrea să-și dea seama nimeni cât de mult o iubește. Pe regină? De unde știu? Știu. Și și el iubește pe el. Poate-mi coace, am o vorbă cu tine. Tu, mă, hai, vină cu ea. Bă, vreau numai un pic să vorbesc cu tine. Neaurică, eu nu sunt băiatul dumitale. Domn Luciano este tatăl meu, e clar? Știu, mă, dar vreau și eu să vorbesc cu tine un pic. Păi, despre ce? Tata, vrei un ceai? Nu. Alino! Da! Vino încoace. Hai, intră. Ce-i rozvânt? Prima dam, tanti. Eu sunt purtătorul de cuvinte la pura de ăștia dacile. Mai faci școală cu noi? Da, mă fac. De ce? Mi-ați dus dorul? Păi eu am venit să te anunț că te așteptăm mâine. Bine. Mâine facem școală, da? Da. Mă bucur că vreți să învățați. Păi da, vrem, că... normal. Bună seara, nenea Cristofor! Pa! Pa! Ne vedem mâine! Da! Eu am avut un băiat așa ca tine. Îi plăcea mult viața, mă. Da, vrei, și mie îmi place viața. Îmi place să beau, să cânt, să mă distrez. Dar asta nu înseamnă că sunt băiatul dumitale, e clar. He! Așa era și Giuvaierul, mă, Dumnezeu să-l ierte. Bă, dar tu ești însurat pe acolo, prin Italia. Eu? Doamne, ferește. Mie nu-mi place vreo să mă leg la cap dacă nu mă doare. Da, hai să te întreb eu altceva. Zi, mă. Dumneata ai fost burivaș aici, în șatră, nu? Și băiatul dumitare chiar trebuia să fie burivașă după dumneata. Da, mă, băiatul meu trebuia să fie burivașă și eu am fost burivaș. E adevărat, da. Hai că mai vorbim, Neaurica, da? Bine, mă. Mă duc în casă, că trebuie să stau de vorbă cu tata. Bine, mă, du-te. Aurica, de ce nu l-ai mai ținut puțin? Să ședem toți trei de vorbă, ca pe vremuri cu Giuvaierul. Nu mai fi trist, o să fie bine, o să vezi. Nici măcar nu mai vrea să vorbească cu mine. Tu ți-ai cerut scuze, acum mingea în terenul lui. Fii mai, nu știu, fii mai orpolioasă, da, așa. Dar nu mai am chef să mă duc acasă. Știu cum e. Stai puțin, de ce am plecat? 2 secunde. Dar cine a fost în regulă? Stai puțin, ai răbdare. Și-o am trăit-o.
scuză-mă. Da. Alo, bună, eu sunt. Ce faci, te deranjez? Nu. S-a întâmplat ceva? Adică vreau să spun, poți să vorbești? Da, puțin, am niște treabă. O întâlnire de afaceri. Da, ceva de genul ăsta. E, păi atunci... Te sun mâine. Bine, pa, pa, te pup, pa. Bine și eu te pup. Era cineva înăuntru și... Hai să mergem în altă parte, vrei? Ok. Bă, femeie, asta nu e juvaierul. Băiatul nostru e mort și îngropat. Știu, Aurica, dar eu sunt că Gianni al meu e în băiatul ăsta. Să-l ajutăm să iasă la lumină, mă. Mamă mică, și mie mi se taie picioarele când îl văd pe ăsta pe a 5-a prin șatră. Tot aștept să-mi dea o palmă, să mă jure, să-l simt și eu pe Gianni. Fă! Tu ai un copil acu de îngrijit. Lasă! Lasă-ți prostiile astea. Haide, mă, tăticule. Ai grijă de copil. Am grijă, ce n-am grijă? Dar sunt și eu tânără și trece viața pe lângă mine. Păi, Sambilo, păi să nu dea dracu să ai gânduri negre să calci pe deletori, că eu te omor cu mâna mea. N-am zis, mă, mică, decât că mi se taie răsuflarea când văd pe ăsta pe acelea prin șatră, ce să fac? De-aia sunt cinstită față de matale și față de Gianni, să știi. Să fii atentă că eu sunt cu ochii pe tine. Zambilo, lasă în pace și pe ea trec sudorile când îl vede pe ăsta. Dumnezeu ni l-a adus aici ca o pedeapsă sau ca o răsplată. Nu-s nervos deloc, să știi tu. Nu-s nervos. Tocmai de asta mi-a frică că o să fii nervos. Cum o să mă supăr, dragă? Sunt eu femeie pe cinste, zău. Seamănă mult cu maică. Asta nu mi-ai spus. Mă rog, în felul de a fi. Blândă, dar ținea piept. Nu putea să o mintă. Îl prindea imediat. Da, așa e și mama. Ea, fiu. O să-i fie bine acolo, să știi. O să-i fie bine. Numai să spui cum se comportă. Dacă se poartă civilizat. Dacă nu, rup picioarele. Vlad. Mă rog, scuze. Hai, Nuri. Cred că am să-ți fac un ceai de tei. Mă rog, fac un ceai de tei. Pune mătărele. Bă, băieți. Bă, băieți, bă, ce mă bucur că, uite, am reușit să ne adunăm cu toții, nu, stătică? Eu, bă, mersi, mă, că acum asta e familia mea. Da. Eu vă mersi la toți și hai să... Noi mulțumim, stătică. Hai să ciocănim. Hai. Să mulțumim lui Santa Madonna că, uite, ne-a adus pe ăsta, pe Rubinul înapoi. Noroc. Noroc. Bă, da? Auzi, iar bagi în tine caspartul. Ce mi-e, mă, foame, lasă-mă mă împărți. Dă-și tu noroc cu tata. E fondă. N-am pahar. Ia de aici. Hai, rutăi, tăticule. Hai, fomiți tu. Să trăiți. Hai. Noroc, 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 uite, noroc, frățioare, noroc, 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 hai pe partea, noroc, noroc, hai, sănătate, acum putem să mâncăm? Da, hai, hai, chiar, toată lumea la masă, mă, hai, da, mâncăm, că avem și ce. Băi, tu ce ai rămas așa? Băi, Dorele, spuneți. De ce n-ai riscat, mă? Ce faci? Cât suntem? Știți de nume? Iertați-mă, imediat. Rubinule, stai în locul meu, că mie oricum nu e foame și să-l mai ajut pe Dorel la masă. Hai să mâncăm. Hai, hai. Hai, poftă bună, băi, la toți. Ia uite, ia uite. Bă, ia uite prânzile al tău ăsta, ăsta micu. Bă, ce bagă în el. Adică îl aud eu după clefăiți, știi? Uite ce lucrează cu tiții. Face baloturi. Da cum? Are o sănătate de-asta, mai pofticioasă, așa el. Ăsta e în stare? Caută-l. În stare să ducă să ia la împușcat toată șatra și când vine înapoi, totul, mi-e foame, mi-e foame. Uite cum e casa. Că zâmptăm. Nu vorbim cu gura plină, băi. Hai. Să trăiți. Să digă. Sănătate. Sănătate.
Mâncăm? Mâncăm, da. Ne îmbătăm? Iar ne îmbătăm? Coba. Și fii atent. Luăm copiii, băieții, fugim la Roma, mă, state. Să aduce aminte? Ne urcăm dracu iar pe coluna lui Traianu. Da, bă, ăștia nu mai ține minte sau mai ține minte, dar era oricum, era mici, mă. Da. Băi, dacă te-ai suit acolo, la crâșma lua la te-ai suit tu pe stâlp și ai tăiat curentul, mă. A rămas fără pin de curent. Ne-a cântat patrulul toată noaptea, că i-a dat data bani. Da, i-a păturerit. Dar ce numai, tatu i-a dat bani. Dar ce eu nu i-am dat bani? Păi și tu păi și... Da, și voi l-am dat să-i dat. Păi da, stătic, ai dat. Toți i-am dat bani atunci, mă. Dar să vezi ce a pățit stâlpul. S-a îndoit stâlpul la intrarea mea în stâlp. Uite, așa eram atunci, bă, Cosmin. Din stâlp în stâlp petreceam cu stătică, mă. Da. Auzi, stătică, dar ăsta, puladelul tău, bă, să ne cânte ceva pe italienești așa, să ne ungă la tipul. Nu știu, nu știu, frățioare, că e muzica... Ăla, Eros Ramazzotti cu Where Alza Cempilotis. Da. Ei, muzica ta e... E grea, mă, are. Pentru el. Adică, pentru mine nu, dar... Poți să te încep să cânte ceva frumos, tăticul meu, de gând. Ba, da. Da? Băi, papi! Da, ne stați. Ia cântă-mă ceva. Da, 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 cine e mai fericit? Da, dă-i dans să fie omul iubit. Nu, 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 numai cine ne arată. Da, 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 e dan, că cineva nu grămadă. Fericit e cine agonisit, ignorat. Cine are milioane în buzunare și dă cu drept dolar și euro, ignorat. Și cu sânga aruncă le ia în gură. Băi, hai să-i, băi, zi-o pe aia, mă, cu dolarii, mă. Ia o banană, na. Hai, noroc, sărătate. N-ai nimic, dă-i cu banane, mă. Bani. Da, dă-i da, să fie omul iubit. Păi numai asta, alta, aia l-altă, mă, aia l-altă. Da, da, dăm ce zi mai respectat. Bă! Aia, cu respectat, așa. Da, da, dăm cine e mai respectat. Da, dă-i da, poate ce... Mulțumesc că m-ai ascultat. N-ai percușat. Normal să vrei să vorbești cu cineva în momentele astea. Poți să mă consider prietenul tău, nu? Știu și îți mulțumesc din nou. Mulțumesc. N-ai pentru ce. Ok. Ok. Orgulioasă, da? Noapte bună. Noapte bună. Pa! Ce bine, bă! Bă, ce bine, bă, ția, bă, la sanatoriu, bă, e bine de tot. E aer curat, are ăștia grijă de tine. Oh, aleu! Ai și pe picioare un pic. Hai. Hai să-mi dau stiri. Băi, ce dracu, hai. E frumos. E muzică grea. E măcar ușoară. Ne-a stat iar mi-e foame, o bune că mi-e foame. Bă, dar fomiți rău ești. Vrei să mănânci? Doreli! Chiau pe fata aia, pe ducesa, pe contesa, pe fata aia. Să facă și nouă o omeletă, o ceva. Fetiță, fă niște o omeletă cu un cârnat și o ceapă. Cu mine vorbești, bre? Ce cu tine, bă, așa? Te-a prins bărbatul la una la ea? E fost alu' Amanta? Bă, dar... Doar n-ai fost la lenții, bă? A? Nu vrea, n-am fost astăzi, că n-am băut nimic încă. Iată cine face mie concurență la lenții. Hai, hai.
Repriza a doua. Hai, hai, Bobby. Așa. Cosmin! Cosmin, aici! Hai că tu n-am reușit să ne vedem. Ce-a zis Don? Ai vorbit? Ce faceți? Bine. Da? Dacă te rog frumos să-mi faci mie o cafeluță mai bună. Ha? Da, da. Mi-a adus aici. Mersi. Ce faci? Bine. Ce mai face prietena ta? Eu zic că n-ar fi bine să te vezi cu ea chiar acum, ai supărat rău. Da? E, lasă că o împac eu. Important e să mă întâlnesc cu ea. Da. Ia uite. Am ieșit din casă, a intrat soarele mari. Frumos. Dar ce-i cu ținut asta? Ce, nu-ți place? Ba da. Mai eu le-am la spălat. Da. Aș vrea să spun ceva. Da, bine.